Bărbatul administratorul unui bar din oraș se pare că avea mai multe datorii de dat unor persoane, iar pentru că a întârziat cu banii a fost atacat în stil mafiot. Victima s-a ales cu mai multe plăgi înjunghiate în spate, gât și chiar fese. În urma primelor verificări efectuate de către poliție, s-a stabilit că bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost agresat de două persoane în timp ce se deplasa pe o stradă din cartierul Mazepa. Una dintre persoane a fost recunoscută de către acesta ca fiind fiul proprietarului un magazin pe care el îl are închiriat și cu care se află într-o stare conflictuală. Din fericire, starea bărbatului este bună, iar medicii spun că se află în afara oricărui pericol. Polițiștii continuă cercetările pentru a-l identifica și pe cel de-al lui la agresor, în cauza întocmintuse dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe. Polițiștii îl caută pe cel de-al doilea agresor.